Ați dat enter la Spacebar, unde săptămânal servim shoturi de jocuri la rece pentru toți butonatorii în zevraj. Bun, și cum nu mi-am amanetat rinichii ca să construiesc barul ăsta, trebuie să fac o pauză ca să-mi cobor cozorocul în fața partenerului emisiunii. Spacebar e făcut în colaborare cu Superbet, cum probabil s-o prins deja toți butonatorii de profesie. Doar sportul e de 1000 de ori mai fun dacă ai și tu o miză pe acolo și e-sportul intră perfect în categoria asta. Superbet e cea mai baftană platformă unde poți paria pe echipele preferate de LOL, CS, Dota și chiar dacă nu câștigi, garantat orice match devine de 1000 de ori mai adrenalinic. Cum episodul trecut mi-am bătut cremul știu flocos de King's Bounty 2, am ui cazul să-mi scot puradelul interior din depresia sinucigașă cu Disciples Liberation. Alt sequel la altă serie seculară a genului TBS, ce au reușit cu prima parte să se diferențieze mișto de Heroes, printr-o atmosferă atât de sumbră că îl face pe Bacovia să pară Dr. Seuss, ceva mai puține unități trimise la măcel, dar cu mult mai mult detaliu presărat pe parte de upgrades și army customization. Și chiar dacă Disciples 3 au fost atât de diareic că și Recycle Bin-ul l-a scuipat înapoi, primele două joace au rupt retine printr-un artwork bestial și au reușit să își creeze nișa lor printre toți fanii de TBS-uri ceva mai grim, dark, ca tipica plimbare printre păpădiile pixelate din Erafia. Și cum mă număr printre septagenarii ce au zăvălit pe orbită în jos, la environment-ul și personajele ce l-ar băga pe Tim Burton în comă orgasmică, am zis că trebuie să pun microscopul pe ultima parte ca să văd dacă se ridică la awesomeness-ul seriei. Minus butoiul de pișat fermentat pe nume Disciples 3. Hero rises. Da, războinicul luminii, varianta Middle Earth de ziua morților. Că na, un joc fantasy fără Chosen One e ca Mario fără mustață. Da, trecând de clișeu narrativ, recunosc că mi-a combinat din start cornea perspectiva izometrică tipică genului ăsta. Cum angajații firma Studios n-au băut spirit filtrat prin absorbantul lui Melissa McCarthy, precum lobotomiștii catatoniști ce-au lucrat la King's Bounty 2, Liberation nu-și dă singur cu stângul un testicol și păstrează imaginea filmată cu falusul intergalactic al lui Jeff Bezos. Ba, chiar upgradează briciag cu locații uber detaliate ce reproduc perfect atmosfera nihilistă din primele două Disciples. Excelent pică umbrele prin sex dungeon-ul lui Bill Cosby, ceața din peștera muierii pe menopauză arată țais, deci trebuie să laud jocul nu doar pentru faptul că păstrează cele mai memorabile elemente ale genului, dar și pentru felul în care le aduce în secolul 21 prin texturile migălite cu maxim skill, excelentele efecte atmosferice și cromatica de Diablo 3 în regia lui Alfred Hitchcock. Da, na, cum explorările izometrice reprezintă numai o fracție din miezul joacelor TBS, hai să vedem cât de beton armat arată și pe parte de combat. Disciples Liberation brings tactical turn-based battles into a dark fantasy strategy RPG. Ok, chiar dacă după zacusca anală de King's Bounty 2 îmi vine să sug țava de AVP oricând mai aud cuvântul RPG combinat cu TBS, trebuie să recunosc că șuțuierile din Liberation nu par chiar atât de vomitoase. Poate din cauza că primele două joace oricum mergeau pe principiul de quality over quantity, deci chiar dacă aveai mai puține struțocămile turbate de armată, fiecare unitate devenea personaj de sine stătător prin multitudinea de opțiuni pe parte de customizare și upgrades. Da, seria Disciples e probabil singura din istoria TBS-ului în care chiar funcționează elementele RPG, așa că Liberation scapă la limită de tsunamiu de vom în care am scăldat King's Bounty 2. Ba mai mult, măcelurile grid-based par de 1000 de ori mai faine ca orgia de tamagoci paraplegici din titlul 1C Games. Unitățile nu sunt neapărat apogeul fotorealismului, dar arată destul de cartuniș cât să dea jocului un stil aparte. Și cum am tot zis că prefer o grafică unică, chiar dacă n-are texturi de Elder Scrolls 69, Liberation mi-a băgat nervul optic în erecție cu prima spintecare de somalez albinoș. Asta și din cauza că magiile arată excelent prin paleta de culori ce-o intrat în cel mai level 0 fireball din Talent Tree. Și detaliile pe parte de health, stats-uri și buff-uri m-au convins că combat-ul e mult mai complex ca toate TBS-urile scoase la produs de când s-o pus muștele pe 3DO. Seize your destiny and liberate the land of Nevendar. Da, când credeam că pot arunca țărână pe costciugul genului TBS, numai bine apare Liberation ca să demonstreze că there's still hope în ce privește viitorul genului. Nu doar că domină dioptrii pe parte de combat și exploration, dar cadrul cu catedrala mântuirii neamului de hobiți demonstrează că și city management-ul o să arate la fel de miezos. Deci mulțam jocului care mi-a evaporat din traumele în care m-a băgat reboot-ul 1C Games și clar câte pușculițe o să sodomizez cu buzduganul când apare pe 21 octombrie. Și dacă tot am pomenit de sequel-uri la strategii de școală
veche, hai să planăm cu ploapa peste Frostpunk 2. Că de la anticele Caesar sau Cleopatra n-am mai prins așa city builder baștan ca jocul studioului de 11 bits. Da, chiar așa-i cheamă. Deci normal că mi-am pus portofelul pe standby la vestea că în viitorul frigorific o să apară și o parte a doua ca să ne trimită iar la construit bordeluri prin Alaska și bus publice prin Polul Nord. We survived. We brought heat to our homes. We healed our sick. We fed our children. Ce, cu jumări de pinguin proaspăt pârlit? Da, normal că ejaculez țurțuri când revăd environmentul cu care primul Frostpunk a făcut istorie. Ce slobos congelat de focă pe Viagra? Asta a fost chestia cu care jocul din 2018 a ciulit Spider-Sensul tuturor fanilor genului. Faptul că era City Builder with a mega twist. Te punea să construiești cocioabe prin ceva ploiești pălit de iarna nucleară, deci trebuia să fii atent și la efectele atmosferice și dezastrele meteorologice, pe lângă detaliile arhitecturale. Asta perfuza încă o tonă de tensiune și suspans în clasica mecanică de city builder ancestral, plus un research extrem de complex ce făcea cea mai măruntă decizie să afecteze felul în care evoluează gameplay-ul. Ca să nu mai zic de atmosfera depresivă la greu, ce pare reprodusă perfect în sequel cu prima cuvântare de voice-over. Some say we betrayed our brothers. Some say we abandoned God. Aș zice că bărbosul lui a arătat primul mumu la eschimoșii asociopați înainte să pună pe zero temperatură la aerul condiționat. Și nu mă mai întreb când și-a pierdut Aloy tamponul prin ograda lui Olaf, că timpanul odată în cel mai hipotermic extaz la narațiunea ce promite că Frostpunk 2 plusează la melancolia macabră din prima parte. Fantastic cum cadrele pustii combinate cu voice acting-ul fabulos conturează like a boss atmosfera hopeless și decrepită la modul cel mai bridge. Deci mi se rupe la parizerul înghețat că nu vedem alte detalii de gameplay. And those who make sacrifices today will reap the rewards of tomorrow. Da, cadrul cu Ion Țiriac nudistul de Alaska îi cirea așa din vârful muntelui de... Fuck, am rămas în pană de adjective degerate. Dar la ce viscol de laude am șuierat pe Frostpunk 2? Cred că v-ați prins deja ce părere am. Uber fine felul în care promite să pluseze la depresia primei părți. Atât prin voice acting-ul mirific, cât și prin locațiile ce l-ar face pe sub zero să-și perforeze prezervativul. Deci, ca degustător de trailere, trebuie să bag thumbs up la capodopera asta de un minut jumate. Ce în ciuda lipsei de gameplay footage, mă face să aștept jocul cu un portofel mai crăcit ca Mia Khalifa pe muscă spaniolă. Ok, după atâtea joace fantabuloase, trebuie să mai îmi refac stocul de laude. Plus că cisterna de înjurături stă să explodeze, deci scot în prim plan niște producții demne de un golden shower după o baie în fosa septică. Și cum mi-am făcut o carieră din pișat Ubisoft cu Jet Oceanic, cred că e cazul să creez o rubrică nouă, să o botez... Să-mi bag Ubisoft. Că cei mai sinistri reciclatori de joace o pun de ceva fresh. Și trust me, o să vă rugați să facă numai Far Cry prin frecuței de jos și Assassin's Creed prin coțofenii din DOS, înainte să o mai pună vreodată de ceva fresh. We're excited to share a first look at a project we're developing at Ubisoft San Francisco. Și I'm excited să spinte monitorul cu vibratorul fosforescent al lui Darth Vader, după ce l-au poluat pixelii ponii hoși din Tom Clancy's X-Defiant. Când credeam că fătărăii ăștia nu pot scormoni mai jos prin fundul borcanului de Xerox sărgameriste, fără casca lui Miron Cosma și lopata lui fucking Yorick din LOL, amu vin cu Himalaya-ul ăsta de fecale fumegânde ca să ne arate că nici shooterele în multiplayer nu-s imune la gangbang-ul Ubisoft. This is our take on a multiplayer first-person shooter. We need to get you in early and find out what you think. I think că mai bine te iei de mână cu cumpănașul ăla constipat ca să faceți o felație în grup la un cioc pneumatic. Cum căcat zice sandilău ăla? This is our take on a multiplayer first-person shooter. Și se așteaptă să sune laudă? Unul la mână, FPS-ul multi, nu-i chiar cel mai complex gen din industria gamingului. Deci înfig primul dej din mijloc în sfinterul tuturor angajaților Ubisoft că fac și mai puțin efort decât credeam posibil când reciclează mecanicile altor joace. Ce, le-a prăjit ultimul neuron veșnicile parcururi de Assassin's Creed și formatul de șoriș din Far Cry? Și al doilea mumu kilometric pentru faptul că dejecția asta pare cea mai diareică clonă de Fortnite corcit cu counter din istoria tastaturii. Adică ați văzut cum arată? Că suge smegmă prin pâlnie de la fucking Pioneer sau Chernobylite, prin texturile și culorile ce dau cancer la cornee. Fiecare cadru pare filmat prin bongul lui Willy Wonka. Și asta sună compliment la cât de sifilitic arată pe parte grafică. Ce căcat e cu rol
ozul ăla. Că zici că mi-a flegmat Elton John pe monitor după ce-o dat limbi în anusul multicolor al lui RuPaul. Sau verdele de beșină al lui Slimer pe supradoză de murături expirate. Ai de viața mea, nu țin minte joc să-mi poștească mai crunt orbita cu așa grafică de al 99-lea cercăliadului. Și de ce vor ăia doi sugători de hemoroizi să vină cu imaginea asta boraxistă? It's fast-paced firefights meets punk rock mosh pit. Punk rock? Punk rock? Că se coboară Sid Vicious din nor numai ca să vă bântuie cu drujba după așa blasfemie. Ce morții lui Iggy Pop e punk rock la jocul ăsta? Rozul fosforescent ce-l face pe Courage the Cowardly Dog să pară jigodea lui Charlie Chaplin? Ok, îs convins. Nici măcar nu se mai chinuie Ubisoft să își ascundă xeroxările. Dar măcar de-ar nimeri cum trebuie ingredientele presărate în tocana asta mucegăită. Că X-Defiant e atât de punk rock pe cât îs eu Macho Man Randy Savage. Mai bine ziceau că e combinat cu ceva manea scrisă de minune după ce și-au injectat acid de baterie e direct în encefal. Da, na. La ce expresii au ăia de parcă-i amenință cameramanul cu calașul ca să nu fugă din cadru, cred că și ei își dau seama ce stupidități scoate găozul facial. Și mie îmi vine să fug din fața monitorului până în groapa Marianelor, după cea mai infectă grafică de când fac emisiunea asta. Da, o să încerc să nu prizez de acum sticlă pisată ca să văd și cu ce gameplay vine. This is a free-to-play, high-octane shooter combining realistic gunplay with personalized classes. Realistic gunplay și pe urmă bag un cadru în care dă Sonic Boom cu caloriferul lui Pac-Man. How the floc nu-și dau seama ce dobitocisme scot pe gură. Ce pot să zic de gameplay fără să par la fel de imbecil ca cuplul coropișnițelor bipede? Același farmat de fraguri și pac-pac superficial, ginit și răzginit în cele mai respiratoare pe gură FPS-uri de LAN. Nimica nou, nimic original, lucru deloc surprinzător când vorbim de Ubisoft. Ce-i surprinzător e că face Fortnite să pară Horizon Zero Dawn, prin grafica de 1000 de ori mai vomitoasă ca cel mai rebutat nivel de Apex Legends. Și nu pricep cum morții lui Master Chef își permit să vină cu cele mai banale butonări de Call of Duty 1 când avem deja titluri ca Battlefield sau Destiny 2 ce reușesc să ridice genul peste nivelul mării prin niveluri open world, armate de gamer trimise la măcel sau gameplay mult mai complex ca în micțiunea asta de culori. Da, greu era să vină cu un centi de efort în plus. Dacă nu eram oricum convins că Ubisoft se șterge la peștera maro cu orice fără de originalitate, atunci X-Defiant demonstrează asta cu fiecare frame. For flock's sake, și numele pare scos din cea mai capitonată cameră de neuro. Adică X-Defiant? Ce scenarist sugător de aracet s-o gândit să arunce X-ul ăla acolo? Ce, ați vrut să fie cool și edgy? Mai degrabă e Dumb and Dumber, că și un Homer Simpson posedat de spiritul lui Păunescu ar veni cu o chestie mai cool și edgy. Your feedback is essential to help us make this game great. Vrei feedback? N-o fi antenă. Ce-ar fi să iei hardul pe care ai randat jocul și să-ți înfigi atât de adânc în cur că poți să-mi zici ce gust au chilobiții. Și nu zic eu asta, literally toți comentatorii de YouTube au scris aceeași chestie. WTF, pot jura că și Tom Clancy a lăsat un coment acolo. Doar după sida asta vizuală, cred că o să mozolească râșnița înainte să-și mai lase copyright-ul pe mâna lui Ubisoft. Jur, de când violez joace cu limba, n-am văzut unul cu atâtea dislike-uri pe YouTube. Deci, singura chestie bună la X-Defiant e că în sfârșit o convins toți internauții că studioul ăsta e printre cele mai infecte din toată industria. Deci, redundant să mai vărs valuri de vomă pe Ubisoft, în special că trebuie să mai îmi păstrez rezerva pentru următorul titlu. Oh, da, când credeam că o rupt fundul butoiului de xeroxări până a ajuns în ceva debara de Moria, amu Ubisoft pregătesc All-Star Blast. Blast from the ass când văd că amu reciclează fucking Bomberman. Adică Bomberman. La modul cel mai serios mă aștept să vină imediat cu o clonă de Tetris pe grafică de Valhalla. Dar ce prostii vorbesc. Deja nici pe grafică ăștia nu mai dau un singur neuron alcoolic. Lasă-mă, jocule, că orice smartphone s-ar virusa singur înainte să se lase pângărit de poligoanele alea daltoniste. Da, înțeleg că o vrut să facă un titlu butonabil și pe un Nokia 3310 BC, dar în loc să merite laude pentru asta, îmi vine să le trimit și mai mult Anthrax prin prioripost, că în sfârșit intră și ei în piața mobile games, a.k.a. păcănelele virtuale pentru toți puradeii ce gata salariul părinților pe skinuri, emoticoane și alte bălării de lootbox. Nu mai zic câtă dependență inconștientă provoacă joacă cele astea pentru toți necunoscătorii de grupa mică, că South Park a făcut-o mult mai bine decât aș putea eu vreodată. Entice the player with a simple game loop, use lots of flashing chickings and compliments to make the player feel good about themselves, train the players to spend your
fake currency, offer the players a way to spend real currency for your fake currency, so they'll forget they're spending money, and make the game about waiting. But let the player pay, not the wait. It's a surefire way to make lots of money. Dar mă mir în continuare cât de jos a putut ajunge un studio ce pe vremuri scotea perle ca Rayman sau Black Flag, sau cât de crunt îi roade foamea de bani, deodată pe așa mizerii ce de-abia mai pot fi considerate joace. Oh, Rayman, ce-au făcut ăștia cu tine? Că dacă nu te-aș vedea acolo alături de un Altair hidrocefalic, aș crede că ăsta e cel mai satanic grind fest produs de cel mai falimentar studio sud-corean. Da, știu că vrea să meargă pe stilul simplist de Farmville sau Candy Crush ca să facă apel la toți preșcolarii ce încă joacă elastic cu cordon umbilical. Dar chiar și stilul ăsta e atât de fujerit că face orice joc din istoria mobilelor să pară o capodoperă From Software. Totul țipat acolo numai ca să fie. Să pășească și Ubisoft cu stângul în industria mobile games ca să trimite toți părinții lumii la boschetării prin Gara de Nord. Lucru, again, de care s-o prins orice internaut ce nu s-a născut cu picioarele înainte. Waterflock, când credeam că ulcerul orbital pe nume X-Defiance a rupt recordul la dislike-uri, nicât i-o strâns Blast from Uranus-ul ăsta. Când trebă telescop de NASA ca să văd ălea 27 de like-uri pierdute în oceanul de dește în jos. Și nici nu mai intru în comentarii. Păstrez asta pentru când vreau să-mi îmbogățesc vocabularul cu mai multe înjurături ca un Chris Rock păturet. Noroc că scuza asta de trailer durează numai 30 de secunde, deci nu mai am ce zice despre scuza asta de joc. Dar sunt convins că în ritmul ăsta Ubisoft o să ajungă ceva Juve Ball al industriei gamingului. De fiecare dată când am impresia că e imposibil să ajungă mai jos, numai bine mai bagă o producție după care nici apa nu s-ar trage. Ar trebui deja să-și schimbe sloganul "Se poate și mai rău". Deci nici să moștenesc averea și neuronii lui Becali nu o să mai stric vreodată un ron pe studioul ăsta de pisoare inundat. Bun, putem răsufla ușurați, am gătat cu rubrica de să-mi bag Ubisoft. Deci ne putem trimite pupilele la dezintoxicare cu Humankind, un Forex TBS ce vrea să rescrie istoria, mai ceva ca un Neagu Juvara pe peiote, și din ce am văzut în trailerul mai bolund ca un vagon de Looney Tunes în călduri, pare să că iese treaba. Lucy Adam was born about 9000 years before our time. Deci înseamnă că l-au prins pe Iliescu la pubertate. Știu, până acum n-am văzut nimic demn de cămașa de forță. Că trailerul începe cu o introducere care, precum Civilization, ne convinge că o să controlăm popoare din zorii umanității până în viitorul populat cu clonele lui Elon Musk. Awesome din start că vine cu timeline-ul mai lung ca falusul lui Megatron, care, pe lângă diversitatea unităților, garantează un research multilayered și o diplomație complexă în pur stil Civ. Ce-i și mai miez la Humankind e că din punctul ăsta arată mumul realismului istoric și promite mai multe loluri ca joc cu lui Firaxis prin felul în care vrea să rescrie trecutul. After having federated the African continent, she set out to conquer Rome. It was on witnessing the consequences of this terrible battle that she decided to impose upon her people a strictly a vegetarian diet. Aha, deci așa au ajuns Wakanda ardealul Africii. Da, na, faptul că strămoșii lui Black Panther l-au tras pe Traian în țeapă după ce a dat Yaman stash-ul lui Pope Marinaru, merită din start primul dești în sus pentru bolunzenile pe parte narrativă. Precum clasicele Civ, fiecare jucător o să-și poată scrie singur istoria, o să poată cuceri Micronezia cu iobage lui Ștefan, sau să trimită nucleare în ograda lui Biden din bunkerul lui Iohannis, și asta e fucking awesome. Ba mai mult, Humankind vrea să meargă și mai mult pe comedii ahistorice prin tonele de umor din fiecare frame de trailer. In 1789, allied with the valiant Japanese, she discovered the real Indies, which had fallen into the hands of the bloody French. O, ce boșele lui Burebista! Cum să nu-mi dea roful lui Mao knockout după ce am văzut că urmașii lui Sekiro fac o clismă cu katana la toți franțuzii din World War I? Excelent nu doar felul în care garantează opțiuni infinite de a rescrie istoria în stil propriu, dar și faptul că merge pe un umor mult mai miez ca toate joacele Civ puse la un loc. Și chiar dacă cinematic trailerul ar convinge orice iubitor de strategii 4X să bage jocul în jeb în secunda în care apare, avem și Niskai gameplay footage ce bate la buci orice titlu din genul ăsta prin multitudinea de unități, biomuri și un tech trikilometric. Ok,
ok, știu, la o primă geană, jocul nu pare atât de diferit de Civilization 6. Avem aceeași grafică mai plină de culori ca o orgie de Pokémon, unitățile arată la fel, se decapitează la fel, chiar și tech tree-ul e similar prin opțiunile propuse. Prin ce se diferențiază, atenția la detaliu ce-o intrat în cel mai mărunt pixel. Fiecare ramură de research e mult mai mișto desenată ca ce-am văzut în Civ, biomurile par mai diverse și nici cât efort o intrat în randarea celui mai vast lui Ancătun de Sahara. Deci atâta vreme cât jocul nu doar că looks like Civ, but it just looks better, I don't give a flying flock. Că dacă o să presare în gameplay umorul astronomic din trailer, ca fan de strategii 4X, clar o să-ți mut mouse-ul pe joc în secunda în care apare pe 17 august. Și cum episodul ăsta îl trag în 16, probabil când o să-l giniți, eu am cucerit de mult Dacia cu o legiune de samurai ca să-mi trec strămoșii pe un regim de cânepă la proțap. Și mai fac o pauză ca să-l arăt destul în sus la Superbad că... Na, dozatorul ăsta nu se umple singur. Mai zic că a venit și cu un app tunat la fix pentru audiența eSports, numai bun de luat la butonat dacă vrei să scoți ceva cash din măceluri prin middle lane. Deci dacă vrei să susțineți emisiunea și partenerul, merită să aruncați o geană în ograda Superbet ca să vă clocotească testosteronul oricând mai puneți pleoapa pe vreun meci de eSports. No bun, Gamer News nu avem episodul ăsta pe motiv de bere ieftină în vama veche, dar norocul face că butonatorii mioritici de profesie au revenit în formă cu poftă satanică de măceli pentru munți demonezi. Deci numai bine revine rubrica de știri de eSports. Calificările pentru Digital Crusade Season 4 pe League of Legends sunt în full force. Avem deja primele echipe calificate și pretty spun vom afla câte, care și cum sunt cele 8 care vor participa în ligă pentru Epicus Legendarus Magnificus premiu de 10.000 de euro. Ca de obicei, toate detaliile sunt trecute negru pe pixel la noi pe canal, deci rămâneți cu retinele pe social media au Digital Crusade pentru all the info. Și dacă tot vorbim de LOL, Riot a anunțat planurile pentru pre-season-ul din 2022. Pregătesc ceva challenge-uri noi, upgrade-uri pe Progression Identity, o forjat la greu AI-ul mobilor ca să ne dea dragonii mai răi ca un Smaug cu coaiele prinse în menghină și normal că trebuie să schimbe iară itemele. Când mă obișnuisem și eu cu platoșele și paloșele după 5 ani de absență în Summoner's Rift, normal că le alternează iară stats-urile ca să mă simt și mai mega noob decât îs deja. But hey, per total nu sună rău schimbările, deci dacă vreți să puneți și voi pleoapa pe ele, aveți tot ce trebuie în link-ul din descriere. Și chiar dacă am vărsat cascade de vomă pe Ubisoft, am mai păstrat un mililitru pentru Blizzard, care pierde cash la greu după ce toți sponsorii și-au băgat prepuțul în Overwatch League ca să dea cash pe studiouri mult mai puțin satanice. Și știi ce, Blizzard? Ca să-l citesc pe clovnul sociopat... Get what you fucking deserve! Că nu știu studio care să pișe mai cu jet orice noțiune de etică și moralitate ca dromaderii ăștia viscoliți. După ce o subt salamul suflecat al lui Xi Jinping și o făcut mendrele comuniștilor chinezi cu binecunoscutul dezastru Hearthstone, după ce o dovedit anul ăsta că toți angajații Blizzard sunt niște perverși ce merită castrați cu halebarda ruginită, în sfârșit făcătorii lui Diablo primesc ce merită. Cum violatorii ăștia de Azeroth o dovedit că foamea de bani e în topul priorităților, după ce au devenit sclavii unui Winnie the Pooh devorator de orez, mi-e gusta la maxim să văd că îți loviți acolo unde-i doare mai tare, și anume în portofelul, ce oricum era mai greu ca un Death Star făcut din adamantiu. Dar în speranța că o să devină mai ușor ca beșina lui Casper prin tonele de dolari duși pe Dunăre în jos, eu le urez și mai faliment fericit până se prind că adevărații lor fani nu sunt pionierii din Beijing sau cagebiștii din Shanghai. Și poate nu o să mai angajeze rude de-a lui Harvey Weinstein când se prind cât îi ustură asta la contul bancar. Trist că numai riscul insolvenței îi poate face să-și găsească busola morală, but if that's what it takes, felicit iară știrea și îl las pe Richard Lewis să vină cu mai multe detalii în link-ul de sub budigăii mei. Gata, mi-am vărsat frustrările pe studiouri atât de diabolice că nici Pazuzu nu le-a primit nici aun. Timpul să vedem câți roni putem palma sub pernă cu jocuri moca. Între 19 și 26 august putem băga Void Bastards în plasa de rafie fără să riscăm boschetereala. Că Epic Games i-a pus prețul pe minus și la cât de mișto pare jocul, chiar merită molestat cu mouse-ul. Avem niște poligoane comic bookiste ce amintesc perfect de legendarul 13, pac-pacurile îs mult mai strategice ca headshot-urile repetitive de counter și cum umorul cireașa din vârful muntelui ăsta de rof în Mao nu s-a depus pe hard-ul oricărui iubitor de FPS-uri presărat cu poligoane marveliste. Tot Epic Games ne servește pe tavă și Yooka-Laylee, un platformer open world cu iz de Spyro și aromă de Crash Bandicoot. Are un protagonist mai cute ca Pikachu la parada modei, grafica e mai plină de culori ca scutecul lui SpongeBob, personajele bolunde par scoase din ceva secție de neuro din Narnia, deci alt joc numai bun de pus la download cât e moca până pe 26. Și cu asta am dat quit la Spacebar episode Lucky Number 10, până la următorul vă zic GG, well played și spor la farmat fraguri.